De ce zâmbești fa așa singur? Ai nebunit? Simți așa că te duci pe câmpii, pe dealuri? Fă, ai tendințe de alea sinucigașe? Fă, am văzut soarele. Soarele. Data viitoare vin cu pușcă. Te-am lăsat sub. De la motocicletă, păi tu vezi ce motocicletă am, cheamă-l pe Gianni. Uite-te, bă, are tupeu! Bă, uite, dacă ai venit aici, trebuie să plătești taxa de protecție, mă, nebunule! Ce vorbești, mă, dar cât e taxa de protecție? 50 de lei! 50 de lei? Îți dau 100. Ai rest? 50 de lei de fiecare. 50 de lei de fiecare. Mamă! Ce faci, frățiorul meu? Ce să fac, frate, te-ai dat la fund. Păi că nu mai ai cheltuit banii cu corbele și acum cred că nu mai ai bani și de benzină. O, fratele meu, nu m-am dat la fund. Da, am mai fost și pe la alții să le iau lovelele. Știi că mie îmi place să se duce vestea că-s talentat. Păi și nu vrei să faci bani mai mulți? Dă pildă câți bani? Mai mult să-ți iei și tu o motocicletă de vreo 200 de cai. 200 de cai? Mai aveam un tovarăș care avea una de asta de 100 de cai. Adică făcea vreo 20.000 de euro. Vezi? Hai să stăm de vorbă, dă și mie un pahar cu apă, că nu mai pot de sete. Hai, stai jos. Eu m-am mai gândit la ceva. Nu știu dacă o să fiți de acord. Zi. Este vorba despre copiii din șatră. Ce cu ei? Sunt sănătoși, se joacă și cresc aici. Pentru noi copiii sunt foarte importanți. Tocmai de-aia. Dumneata ești om cu educație. De ce nu-i dați la o școală? Să le oferiți o șansă în plus când vor crește mari. Dom'le, șatra asta e din ce în ce mai mică. Dacă îi trimit la școală, îi lasă să ducă la școală, îi pierd, ca pe medalion. Mai bine stau ei și cresc. Uite, îi învață Cristofor să scrie, să socotească și... Cresc aici și ei, în șatră. Domnul Cristofor, eu vorbesc de un proiect pilot pentru copiii de țigan, care să studieze în școli în clase speciale. Le ușurați integrarea în societate. Nu e singura persoană care vine cu ideea asta. Mulți politicieni au venit, s-au fotografiat, au plecat. Eu sunt român cu sufletul, dar german ca educație. Eu nu bat câmpii. Ein Mann, ein Wort. Jawohl. Așa e, fă, curvilii. O dau în stânga-dreapta și vine banul la ele. Fă, o fi rodea curvă, dă... Are talent, fă! A, e talentoasă. Dar ce e mai bine, să fii cinstită și batută sau curva și plină de aur? Eu cred că Rodi are talent și sigur o să ajungă un star. Fă, lămâia, tu știi că aveam și o voce, dar am făcut lărgită de aia și gata, s-a dus vocea. Vrei să spui laringită? Nu, fă, lărgită de aia de te doare gâtul când mănânci înghețată. Dacă nu era mama Sulfina, cred că era mută. Păi da, fă, ea nu mai țăpatul la bărbatul, fă tu ciocul mic și nu o să mai faci de aia largă în gât. Păi, eu cred că Rodia o să ajungă mare, mare, o să vedeți că o să vină televiziunea aici
și o să ne întrebe ce-a făcut, când s-a sculat, unde a stat, ce-a mâncat, ce-a făcut. Ne filmește și pe noi. Te filmește, ne întreabă de Rodia. Asta e curvă și gata. Fă să dai la Gianni sau știi că eu torn tot? Băi, fă, dacă îi dai tu ce trebuie, nu se mai duce el la Rodia, știi? Băi, de ce-ți fă, dracului, că așa e toți bărbații noștri țigani are halismă, fă, asta are. Ce carismă, e, fă? Bă? Ce e? Uite, ce e, fă? Nu știu, fă, halism, bă, eu știu ce e. E de mâncare? E de bine. E de bine? E, dacă e de bine, e bine. Ai făcut cum s-a spus să bună? Aoleu! Am obosit de atâta sedere. Și de câte ori trebuie să merg pe săptămână? Dacă ești băiat deștept, de 4-5 ori. Păi băiat deștept sunt pentru că mă cheamă și Gianni și Firaru, așa că nu mă mai freca tu la melodie, zi-mi cât îmi dai pe cursă. 2000. Euro sau parai? Euro, frate, că suntem în UE. Și miliția? Asta te descurci. Ai bani? Când încep? Eu nu cred că e o idee bună. Te-ai tâmpit de tot, bă. Și știu de la ce te-ai tâmpit. Că a luat-o pe sor mea. Toată noaptea călare pe ea. Ți s-a muiat genunchii, mâncați și gura ta ca la femei. La mor dacă nu. Mai las-o drea acum pace să mai respire, mă. Băi, e băiatule, bagă-ți mințile în cap. Revino-ți, dă-te dreacu de aici și aia. Băi, Gianni, cu ăștia nu e de glumit. N-ai văzut cum arăta aia și ce periculos e? Bă, tu ai impresia că pe lumea asta e ceva suficient de periculos pentru mine? Ha? Îți zic eu, las-o dreacu așa că se rezolvă. O facem, să moară mama dacă nu. Băi, când te baci cu prafurile, nu te mai scoate nici dreacu. Poți să ai Goldeanu pe tine cât vrei tu, să știi. Să știi că nici unii nu poate să se bage la chestii de astea. Tu ai impresia că am nevoie de distrusul ăla cu fete de Gabor să se bage el pentru mine? Dar știi ceva? Du-te, dreacu, bă! Că deja încep să mă enervezi. Hai, pleacă, ia-ți-o! Las că fac eu lovele de capul meu. Să ajungi tu la mâna mea să-ți dau un biscuit așa ca la câini. Hai, du-te, n-ai plecat? Hai, bă, Valea! Aici. Pentru că ești fratele meu. Te mai întreb o singură dată. Că te iubesc să moară mama. Și vreau să-ți merge și ție bine. Te bagi sau nu te bagi? Subiectul, că vin eu. Auzi? Băi, Gianni, suporți tu niște întrebări? Zi-mi. Ca să nu te obosesc. Una. Ce vreau, băieți, e? Fete. Care băieți? Aia? Păi vrea să face un schimb de motoare cu mine. Adică eu să-i dau motorul ăla, el să-mi dea motorul mie, dar motorul lui nu-mi place pentru că a merlit-o unul pe el și aduce ghinion. Auzi? Mie mi se pare că mai vreau ceva, da? Bă, dar ce mă iei tu pe mine ca la miliție, bă, ca pe hoții de cai? Da, vreau bagaboantă, înțelegi, să te distrezi puțin cu ea. Și n-ai zis că singura bagaboantă din șatra asta se produce la un restaurant. Auzi? Băi, Gianni. Nu mă... Fie de...
Vreau să spun ceva. Lasă-mă, mă, în cap de jucată. Lasă-mă, ia, cum pace. Stai aici să spun. Auzi, dacă ai de gând să te bagi în căcat până în gât, n-ai decât. Dar să știi că eu nu mai te scot. Ai dat vestea asta, nebunule, n-o să mai pot să mai dorm la noapte. Sunt major, sunt vaccinat, fac ce vrea mușchii mei. Ai văzut, mă, cum l-am făcut din vorbe? Eh? Uite bine la mine și învață. Poate că are dreptate. Poate că are dreptate și n-ar trebui să te bagi în chestii de astea care sunt peste tine. Să moară mama, dacă îți dau una în gură, zici că te-a călcat trenul. Nu mai copii așa, dă-te-i dracu! Ți-ai zis că te-ai tâmpit? Mă, las-o dracu pe aia în pace, că ajunge de 35 de chile cu tot cu frigider în brațe. Frate, ești mecher, ești punctual. Cine a mai văzut țigan punctual? Bravo, băiatule, pentru că eu sunt deosebit. Deosebit e numele meu de dinainte de botez, să moară mama dacă nu. Hai să începem așa, dă-i lui deosebitul banii. Așa. Și după aia vedem noi. De aici banii, știi, jumate, jumate când ajungi la Brașov. Așa. Sper să ajungi în două ore. Dacă mă enervez, îl fac în jumătate de oră drumul ăla. Oare mama dacă... Nu, frate, nu-i nevoie. Două ore e deadline-ul. Ai timp. Cine e asta? Deadline, frate, în engleza de baltă, e termenul limită la care trebuie să ajungi. Mâncați-și, măi, cu engleza. Știi ce la omolog? A? A? Vezi, nu știi. E. De aici, tot ce-ți trebuie. E bine, e tot o regulă. Dar nu că trebuie să văd, eu vreau să văd. Unde ai pus mâncația și gură pe fermorul ăsta? Ăia care primește marfa asta știe să deschidă treaba asta? Știu ei mai mult. E normal. Hai, lasă, vezi, lasă, știu. Lasă, bagă înăuntru, că nu trebuie să vadă toată lumea. Bine, fratele meu, fie să mai pregătești un sac de ăsta, că până mâine vreau să mai fac un drum. Că cere mațu. Bine. Te pup, mă, Gianni, deosebit. Ai grijă. Că-s boia mare. Ai noroc. Pa. Uf, stătică. Ce fac eu o lună de zile? Cum să beau eu apă o lună de zile? Cum să plânge eu după balagele de la vioare o lună de zile dacă eu beau apă? Ce faci, fă? Lai, tăi! Ce faci, fă? Nu știu, mă, ce mi-a venit. Hai să pun de rufe. Da. Du-te și adu-l. Doctore, nu mai mă ferbe atâta. A zis că sunt bine, fă. A zis că o să trăiesc 100 de ani și să-mi iau nevastă tânără și ascultătoare, că ăsta e cel mai bun leac. A dracu bătaia de joc de inima mea care e pe tine, mă.
Las că asta e bine. Asta e, mă. Las că îmi fac eu bonceaua și plec la Paris. Așa, lasă-mă cu ochii piuneze și tot te la Paris cu bonceaua. Așa mă iubești tu pe mine. Hai. Mă, statica, eu mă jur pe inima mea și pe sufletul meu, mă, că mi-a scotea ochii, mă, ca să vezi, da, tu. Și da, mi-a smulgea și inima din pep, mă, ca să trăiești tu, mă. Da, fă, te cred. Uite, zici ce mi-a zis, dar să nu ceri explicații, că nu știu, nu le știu. Da, și ascult, zi. Păi a zis așa, îmi stăim niște cuvinte de alea de 10 cifre, trecule, cu presiunea, cu compresiunea, cu intra-binocular. Așa? Zi, bă, tu dacă vrei să mai ai dinții în gură, vorbește dreacu pe limba mea. Vorbește dreacu, să înțeleg eu. Da, că așa e ăștia, mă, da, că ei zice că dacă a fost la școli, să crede șmecher, știi? Și dacă ai scos din berou, moare candela lui Cocoș. Da, bă, da, da, bă, s-a dat jos din tren când mergea trenul. Bă, ce proastă și ea, bă, da, da, proastă, rău. Dar ce-a zis, mai zi ce-a zis doctorul ăla? Păi asta așa, mi-a pus lapterna în ochi așa și a început el. Că-m de, că-h-m, că-mi termine, bă, cu mâiala, bă, că mor cu tine de gând. Da. Când m-a apucat așa, mă, dar ce bărbat ești tu, mă, stăteca, mă. Da, fă. Aolo, ce mai bărbat ești. Hai, nu mai mă întrerupe. Așa. Nu mai mă întrerupe. Ia. Fii atent. Da. Eu am o vână care nu duce sângii la ochi, că e slăbită. A? Da. Parcă nu știam. E slăbită, fă. Ai vâna slăbită, mă? Da. Da. Și trebuie să stau liniștit. Așa. Da. Și trebuie să nu fac nimic. A, da. Că și mult ai făcut, mă, cu vâna aia slăbită. Și vânt ai făcut. Trebuie să țiu ceva rece. Unde? Pe cap. Aha. Pe frunte. În speranța că se înțepenește. Da. Da. Zi, mă, dar de beutura zici ceva? Uite, fă, dar beutura n-a zis nimic. Aolo. Nu, fă. Că zice că și lui îi place un spriț. Dar zice că o lună de zile... O lună de zile să nu mai bea. Ai văzut? Eu ce ți-am zis? Ai văzut că-ți mai deșteaptă ca doctorea? Păi, fă! Tu mă ciocărești pe mine acum la creier sau mă speli pe cap? Hai! Acum, am terminat. Asta te-a gândit. Gata, gata, gata. Hai, noapte bună, bă! Tu ce crezi, bă, de ideea lui Redi cu școala? Cred că e foarte bun. Copiii de țigani se învețe în clase numai pentru ei. Și dacă și profesorii sunt țigani, e și mai bine. Ce profesor țigan, mă? La noi se zice profesor la oia de împornaie, care te învață numai relie. E, poate că a venit vremea să se mai schimbe câte ceva. Ce faci, fă? Iar umbli cu necuratul. Nu vreau, Bulebașa. Umblu cu crucea asta. Preșata ca să-l umple necuratul. Când ți-am zis eu să o las mai mare cu vrăjile, nu mai ascultați. Vezi că s-au întors? Hei! Dar ce-ai pățit de ăștia așa albă la față? Bre, am avut o vizită de coșmar. Se făcea așa... o nuntă mare, mare. Și era un... costum de cinere nou. Toți dacilișa din șatră îl încercau, dar la nimeni nu mergea. Și în loc de popă era un foc mare. Dar eu mirele nu l-am putut vedea.
Dar mireasa era frumoasă, fă! Nu râdea bunibașul. Că mireasa n-avea față. Și era borțoasă. Avea o burtă mare, 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 mare. Sta să pleznească, nu altă. După nuntă a fost vreo parangelie, ceva, a? Nu știu. Că m-am trezit de sperietoră. Și uite, umblu cu crucea asta. Și mă rog la Măicuța Domnului să ne apere de rele. Plimbă-te, plimbă-te cât vrei. Că tu crezi în premoniții și prevestiri de-astea? Nu cred, mă. Eu cred în bunul Dumnezeu, atât.